Tot în cadrul Comitetului Executiv Național, colegii au propus adoptarea unei rezoluții care să cuprindă un aspect important pentru partidul nostru, și anume faptul că, intrând în logica campaniei electorale, este important ca opiniile noastre, fie că ne plac, fie că nu ne plac, în democrație trebuie fiecare să-și exprime liber opinia, să fie spusă în cadrul forurilor statutare, iar cei care vor ieși în spațiul public cu diferite afirmații, cu diferite opinii care să lezeze partidul sau candidatul la prezidențiale, să fie sancționați în Comitetul Executiv Național.